Cum se numește o chitară cu un corp de rezonanță din metal? Chitară Dobre. Chitară Dorbo. Chitară Dobrao. Chitară Dobro. Cred că în momentul de față, nu știu, capul meu este o cameră de rezonanță, că nu știu, îmi fug gândurile în toate părțile, nu. Sper că n-ai triplat și la întrebarea asta. Ba, sper. Triplat. Pentru că din nou sunt m-a dat pe spate. Dar o să o iau așa încet, încet. Cred că aș vrea să elimin în primul rând varianta A, chitară Dobre, și poate chiar și varianta B, chitară Dorbo. Nu știu, acel Dorbo nu-mi sună foarte, foarte natural. Chitară Dobrao. Sună destul de exotic, spaniol oarecum. Spaniolii, din câte știu, în general, la cântecele lor tradiționale folosesc chitări simple, reci, nici de cum cu corp de rezonanță din metal. Poate fi un brazilian. Sunt foarte, foarte în cumpănă. Cred că până la urmă și într-un final o să aleg varianta C și sper din tot sufletul să fie ok.